și mă întreb. Deci aș putea să te întreb doar ce faci, cum ar veni, înțelegi? Că pentru mine este suficient, Alexia. Pentru mine și foarte liniștea mea bine. Sufletească. Foarte bine, ești liniștit? Mă așteptam să zici că nu atât de bine, că sunt supărată, că asta, adică să scoatem și noi un subiect de acolo. Păi tu foarte bine, ce vrei? Ți-ai luat mașină, băi, am văzut că ți-ai luat mașină, da. Jur, să o stăpânești. Dar știi, dar știi cu ce sunt acum? Cu ce? Tot cu golful. De ce? Pentru că îmi aștept numerele. Îți aștept numerele. Vinzi golful? Nu. Cum nu? De nu ce? Nu cred că îl vând. Pentru că e foarte practic. Da. Încap foarte multe cutii când am filmări și chestii. Nu mă stau să mă chinui să le bag în cealaltă mașină. Da. N-am probleme, urc cu ea peste tot, pe chestii, pe borduri, gropi, da, astea, da, 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 da. Așa. Așa. Și consumă și puțin. Bun, știu că am avut și o Golf și eu, da, am făcut switch-ul. Băi, am fost impresionat acum când am făcut switch-ul, da, ca să-mi aștept numerele. Da. M-am uitat în consum la Golf, 4. Bă, 4! Și la BMW cât aveți, doamnă, bă, care okay. Și motorizare de top, cum ar veni? Mult! Mult! Câți cai are? 374. Ce faci tu cu 300 și ceva de cai, Alexia? Nimic. Asta e întrebarea mea. Nimic. Că tot în trafic stai, tot până la 60 și merge mașina. Bine, merge mai bine mașina, da, adică... Bravo, mă, ar fi și culmea să nu. Aia zic, da? Da. Nu renunț la golfulețul meu. Nu renunț la golfulețul. S-a ales o Mario pe asta, că pare că e o decizie aleasă după sufletul lui. Să fie o mașină mică și fășineață. Să fie o mașina lui de weekend, da, nu? Aia exact, da. Da. Nu a ales-o Mario, dar da. El mi-a arătat-o, da. Mi-a zis, uite, îți place mașina asta, hai să mergem să vedem împreună, nu știu ce. Și mi-a plăcut. Asta e vrăjeala bărbaților, pentru ei, cum ar veni. Dar nu m-aș fi gândit niciodată la ea și, sincer, o ador, adică sunt îndrăgostită de ea, chiar îmi place mult. Mama ta ce a zis când a auzit că ți-e o mașină atât de puternică? Pentru că părinții au treaba asta, dă bă, dacă pătește copilul ceva. Îți dai seama că îi plăcea mai mult să rămân pe Golf. Dar da, mi-am dorit mașina asta și am fost foarte fericită că am putut să mi-o cumpăr singură și îmi place mie. Asta ai dus, deci oamenii ăia ți-au luat ție, cum ar veni, banii din cont, care sunt peste vreo 60.000 de euro la modelul ăla. Uite, uite ce face acum. Eu ca să nu știu asta de jurnalist. Nu contează cât e, cum e, cu așa. Nu asta era ideea. Da, 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 și după aia în titlu. Nu. Eu, mă știi după mine că fac de-astea? Da, 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 da. Așa. Zi-mă, serios, cum te-ai simțit? Nu ți-a plecat așa o parte din suflet? Foarte bine. Foarte bine m-am simțit, îți dai seama. M-a luat cu rău. Adică a fost munca mea, gen am putut să-mi iau ceva din banii pe care am muncit. Aris nu și-a, domne, mașină, n-are permis. Aris n-are permis încă, trebuie să-i. De ce nu și-a? Că a tot fost plecat, ca mine. Am tot fost plecat, am anulat, așa, și acum o să și-l ia și el. Eu zic că-i dai lui Golful. Băi, am propus asta, să vedem dacă vrea. N-aș vrea să-l vând, deci eu îl dau, cu drag. Deci rămâne în familie, e mașina de suflet. Vă mulțumim foarte mult, doamnă. Permite-mi să îți pup mâna. Uite, ai un inel, dar nu e ăla, că ăla ar fi. Ai de 6 ani inelul ăsta. Acum l-ai văzut? Ce vrei, mă, dacă nu mă uit la degetele tale des, iartă-mă. Lasă, când o să fie aici o piatră mare, o să vezi. Băi, o să ne vorbească, nu o să mai putem să dăm cu blitz. Da. Hai, să fii sănătoasă și să o stăpânești cum trebuie, să-i faci casco, că dacă dai cu ea asta. Are casco. Hai, liniștită, mă, dă cu ea în toate bordurile. Am o întrebare, Alexia. Că tot vorbeam de căsătorie. Hai, potolește-te, mă, hai, gata. Că n-avem, nu acceptăm așa de la ori și cine. Păi, întreabă-mă ca să-ți spun da sau nu. Ne-am adunat astăzi aici. Nu. E un moment foarte special în viața mea. Nu pot să cred. Da, voiam să fiți alături în acest moment special. Dă stop rec, Floppy, dă stop rec. Vrei să fim prieteni? Prieteni? Bine, hai, Cristela Dreză. Vrei să fii soția mea? Eu am protejat-o Mario 500, vorbind. Hai, pa, închide, pa.